ai țipat când ți-a zis că te duci la internet? Ai țipat de bucurie? Nu? Sau ai țipat de bucurie? Nu mai știu. Nu cred. Cred că a țipat altceva. Nu mai știu, el i-a citit mesaj. Și cred că ea poate, nu mai știu. Că mi-a dat mesaj în 10 minute să mă pregătesc că voi intra în camera de interviu și după aia imediat, cred că la 3-4 minute mi-a dat mesaj să intru. Dacă știam, îți dădeam și eu să mă închizi. Păi când am ajuns acolo, am intrat. Era pagina de Facebook și să-ți bagi acolo și am întrebat și zic ce fac intru cu mamă când am auzit că intru pe al meu, de seama nu l-am activat. Era pe un grup, o poză cu tine de la munte. Da, de la munte, cum ar veni, că n-ai fost tu. Ai avut pe Facebook? Era mai multe drame. Da, era pe grupul ăsta, pe Îngerii și Îngerii lui Marian era poza. Că puneau tot felul, erau tot felul de poze cu noi când erau cu mine prinții la bucătărie, când eram eu pe la bucătărie, după aia când eram la masă, fel și fel de chestii. În seara aia când eram cu fetele aici. Iar poze cu noi, filmulețe. Îngerii și așa erau vreo 4.000 de prieteni, adică 4.000 de un grup, 4.000 de persoane. Da. Vreo 3.700 și ceva. 3.700. Ale mari și crezi, nu le intră, că n-ai mai intrat pe nimeni. Vulpiți asta. Era oricum acolo la ce dădeam eu like, era Marian, Mari și Cris, nu știu ce și-am dat like. Marian și Cristian am pe FM4, mai mult. Ce mulți sunt? Da. Oricum, majoritatea spuneau că ei ne înțeleg așa cum sunt, că nu vor să schimbe nimic la noi, că ne plac pentru ceea ce suntem, să facem ce simțim. Tocmai asta e că nu trebuie să te lași influența de ce vine de afară. Nu știu ce să faci, nu știu cum să... Trebuie să faci ce vrei și să faci ce simți. Că nu o să trăiești toată viața înconjurat de oameni care să-ți dea sfaturi și să...
ca să știu unde greșești. Trebuie să-ți dai tu singur seama. Unde greșești și unde nu. Și nu asta facem. Ba da, dar mă refeream de la ce am pornit noi discuția de alalte. Sau că... Ți s-a părut ție că am simțit cu cineva? Nu, da, ai spus că... Când am zis eu că nu mă interesează absolut nicio vorbă care vine și mi se spune că nu, că nu-ți fac ție, nu știu ce, că nu mă port nu știu cum cu tine, dacă tu nu mi le reproșezi, automat nu mă interesează. Și tu ai spus de ce să spun că nu mă interesează. Că să nu mai spun că nu mă interesează. Mă refer, nu te interesează și de afară. Păi și nu ai zis, să nu mai zic că nu mă interesează ce spun susținători. Și am zis că nu mă interesează, atâta timp că știu că tu nu ai nimic și nu mi-ai reproșat niciodată un lucru, normal că nu mă interesează. Pur și simplu. Nu a fost asta cheie. Okay. Asta n-a fost supărare. De la toată asta a pornit. De la toată chestia asta, că eu ți-am spus chestiile alea și te-am întrebat pe tine înainte dacă te deranjează și te-am întrebat tonul care-ți vorbesc anumite ghiduri și te-ai spus că nu știu. Pe aia eu ți-am spus că ce mi s-a spus și astea, că nu știu cum îți vorbesc, că nu știu cum mă porc cu tine. Și am zis că nu mă interesează și i-am spus eu atunci la cameră că cine mă votează doar pentru faptul că formăm un cuplu, să nu mai o facă. Și să doar cine mă votează pentru faptul că mă place așa cum sunt. Și după aceea ce ai spus? Păi după aceea că tu te-ai enervat, eu m-am enervat și am zis eu că nu știu ce ai zis tu și eu am zis că mă place așa bine, nu știu cum. Adică cu chestia că spun eu că nu mă interesează de ce spun alții. Și ce e rar? Și tu, dacă îți place așa cum sunt bine, dacă nu e răspuns. Așa mi-e trâmpit. Păi da, pentru că știi că eu așa arunc vorbe când sunt nervoasă, dar parcă zici că mă cunoșteai de o oră. În fin. Nu contează dacă dă mult tu gândeasea oricum. Tot ce a fost de la început a fost... Nu știu... A fost gen... Cum te-am mai zis eu, ție, o iubire forțată, așa... Forțată? Așa am văzut-o eu. Uite din... Fricile astea ale tale și gândurile astea negre. Nu e adevărat să spun atunci când s-a prima dată, să ți le aduc aminte. A fost prima gală în care tu ai spus că mă placi pe mine, da? Când erai în platou și eu eram aici. Și mi-ai spus că mă placi. Era în seara aia când erai tu nu știu cum, în fin. Așa. Și ai spus că mă placi. Și după aceea, a ieșit de acolo din platou și am venit la tine și am zis că ce s-a întâmplat, de ce ai spus asta, că... Și atunci ai zis că da, că e adevărat, după aia la țigară, că nu, că știe că eu, când eram cu Elena, nu mai știu cu cine era la țigară. Și m-a luat-o după gât și ea zise, oricum știe că sunt lângă ea și gen că e sora mea, nu mai știu mai e sora. Și atunci mi-ai dat de înțeles și eu am zis și m-am uitat în și ți-am zis și eu ce zic. Știi că era chestia aia când te întrebai, păi nu știu, zici ce vrei. Și